Activează distracția la Românii au talent. Emisiune sponsorizată de Betano. Wait a minute, fill my cup, put some liquor in it. Take a sip, side check. Julio, get a stretch. Ride to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we're gonna show out. Smoother than a French hot skippy. I'm too hot, hot damn. Hit you hallelujah, whoa. Girls hit you hallelujah, whoa. Girls hit you hallelujah, whoa. 'Cause I'm down fine, gonna give it to you, whoa. 'Cause I'm down fine, gonna give it to you, 'cause I'm down fine, gonna give it to you. Saturday night we in the spot, don't believe me, just watch, come on. Don't believe me, just watch, don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Oh, 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 oh. Și lui Dumnezeu îi place. Fiecare membru al corului regal este un talent excepțional în sine. Petale dintr-o floare de lumină, într-o continuă metamorfoză și înnoire. Au cântat pentru regi, au stârnit admirație în reședințe domnești, iar acum, firesc, au cucerit și palatul păzitorilor frumosului de pe scena noastră. 1, 2, pești de la capăt! Așa ceva, să te ridici tu de pe scaun, după cum spune colegul Bobonete, mai rar, mai rar. Să ridicați pe Dragoș Bucur să danseze, Tom. Nu, stai, că să se ridice de pe scaun s-a mai întâlnit. Dar să danseze. Să se ridice de pe scaun ca să danseze. Eu am crezut că pleacă între ei. Am crezut că se duce direct. Habar n-aveți de ce. Trebuie să le spun de ce. Ia, zile. Pe melodia asta îl adormeam pe băiatul meu.
Ia uși, da. Ăla dormeai? Pe cuvântul meu, donoare. Păi de-aia citește el, mă, trei cărți în același timp. Pe cuvântul meu este una din cele trei melodii pe care adormea Cadri. Dar înțeleg de ce. Știi, când trebuie să da, legem, este înțeleg. Mișcarea asta mi-a rămas. Da, fuck you. Înțeleg, înțeleg. Bă, eu atât mă... Eu cred că acum sper ca regele să nu se fi rotit în sicriu când a auzit așa ceva. Cred că scorul regal. Dar vreau să vă spun că m-am simțit tot numărul ca la finala Super Bowl. Adică mi s-a părut un show exact de finala Super Bowl în care băieții lui Bruno Mars s-au duelat cu fetele lui Beyoncé. Deci ați făcut ceva ceea ce oricum mintea mea nu percepea când v-am văzut atât de serios și de sobri. Ai scorul regal. După 1000 de doine, îmi vin și ăștia să încânte acum de cine știe ce plevna. M-a surprins total și de fapt cred că sincer să fiu cu voi, tot sezonul ăsta m-a surprins pe mine, pentru că n-am crezut niciun moment că va fi un sezon fenomenal și, de fapt, acum îmi dau seama că m-am înșelat amarnic și îmi cer scuze întregii echipe, pentru că este cel mai bun sezon de România au talent pe care l-am văzut vreodată și mă bucur teribil că am asistat aici de la masa juraților și am văzut acest spectacol pe de-a întregul. Voi sunteți, din momentul ăsta, nu mai sunteți corul regal, îmi pare rău să vă spun, voi sunteți corul fenomenal. Vă mulțumim! Bravo! Da. Băi, pe mine m-a mai impresionat ceva, că putea să vină doar corul. Dar corul a avut în spate niște muzicieni care au sunat într-un mare fel, trebuie să spun asta. Bandul fenomenal! Și vreau să știe și suflătorii, chiar dacă au stat undeva retrași acolo, s-au auzit și au făcut o mare diferență în toată povestea asta. Chiar nici nu exagerai când ziceai că te-ai dus cu gândul la pauza asta de la Super Bowl și la Bruno Mars. Jos pălăria, n-am ce să zic. A fost chiar ca la marile petreceri. Vă mulțumim mult. Aproape că eu am și sperat când s-a terminat că zic 1, 2, 3, 4 și o luăm de la capăt. Adică n-am înțeles de ce ne-am oprit aici, că de-abia ne încinseseră. Ei, nu mai aveam suflu noi. Făceam rost două butelii de oxigen. Andra. Sunt extrem de încântată de tot ce s-a întâmplat aici și ați ales ce trebuie. E clar că avem în fața noastră niște profesioniști, niște oameni care au studiat, care sunt pasionați de muzică. Sunt bucuroasă să vă întâlnesc și sunt bucuroasă că ați ales să ne vizitați la România au talent. Vă mulțumim! Dincolo de alegerea melodiei și de interpretarea fenomenală, este vorba și despre energia pe care ți-ai avut-o acolo pe scenă. Nu te poți preface că îți place să cânți așa ceva. Îți place, e din tine sau nu e deloc. Mai mult de atât, urmează să votăm și să vedem cât de regali sunteți în seara asta aici la noi. Din partea mea, corul regal astăzi are un mare da. Vă mulțumim! Andy? Nu cred că mai are cineva vreo îndoială după ceea ce am auzit și văzut cu ochii noștri. Evident, răspunsul meu este da. Mulțumim frumos! Andra? Categoric îmi doresc să-i revăd, așa că răspunsul meu este da. Vă mulțumim! Cu al patrulea da de la mine, ne vedem stai, în... Stai puțin! Stați că vrea și el să-l cântă cu voi. Don't believe me, just watch. Nu cred. Nu cred. Coroana României au talent merge la corul regal. Corul regal face cinste artei corale din România. Ce surpriză! Nu te așteptai, nu? Un moment unic pentru artiști a fost când au evoluat la liturghia onorată de sanctitatea sa, Papa Francisc, în Catedrala Romano-Catolică Sfântul Iosif, anul de grație 2019. Felicitări! Felicitări! Ne-a așteptat! Faptul că ne-au ridicat de la masa jurului în picioare și am dansat și publicul dansa, asta spune tot. Merită Golden Buzz, ce să le zici? Foarte talentat și foarte bun. Să continuăm să visăm măreți și astfel să captăm filonul frumosului pus în fiecare ființă gânditoare. Felicitări, bravo! Bravo, băieți, bravo!
ce a reușit să facă corul regal din noi. Vă mai avea puțin de să iau pe masă. Iartă-mă, eu și poți s-a terminat, am întrebat, dar de ce s-a oprit? Adică, hai să ne mai întoarcem o dată la refren. Hai încă o dată toată lumea. Ar merita să știi, în fiecare, eu aș vedea la fiecare show România au talent, puțin să se reia din momentul ăsta. Uptown Funk It Up. Sponsorizată de Betano.